dintre a întâia oară. Știți voi ce le aduce în dar? Cea din tâi vacanță mare, după un harnic an școlar. Bine în vacanța mare, soare, jocuri, bucurii, și la munte și la mare, ce frumos va fi copii! Nu sunt mulți cei care îi trec pragul încărcați de cadouri precum Moș Crăciun. Echipa Jurnalului Cultural a încercat să le îndeplinească micuților din Delta Dunării câteva dintre dorințe. Darurile strânse în redacția Jurnalului Cultural le-au fost oferite copiilor de prezentatoarea Camelia Văcaru. Vizita noastră în Delta a fost scurtă. Încărcați cu pachete și cu multă dragoste, ne-am îmbarcat în Tulcea și într-o oră am ajuns în satul Vulturu. Gazele din Delta Dunării au fost luate pe nepregătite de echipa TVR. Cel mai mare copil al familiei Coman, Florin, își dorea un calculator. Adolescentul de 15 ani era însă la muncă. Mă ajută chiar foarte mult. Merge dimineața la coasă cu taicăsul, ne duce apă, are grijă de păsări, de curte, când nu sunt eu acasă și la treabă în altă parte. Copiii sunt foarte cuminți. În timpul școlii merg zilnic 8 km pe jos. Chiar dacă pisiul era destinat lui Florin, și cele două surori s-au bucurat de cadou. Andreea și Florentina au 7 și respectiv 10 ani. La unde ai învățat să faci piruetele? Nicăieri. Am văzut la televizor și îmi place. Să fiu o balerină cu încălțări albe. Pe la vreo 6:30, așa eu mă trezesc și atunci eu făceam temele și ziua mă jucam. Și cât faci până la școală pe jos? La școală 4 km. Și asta înseamnă că ajungi cam în cât timp? Într-o oră, uneori cu bicicleta, jumătate. Campania Oamenii Deltei, inițiată de Televiziunea Română împreună cu Asociația Casiana, aduce în continuare zâmbetul pe chipul locuitorilor nevoiași din Delta Dunării. Este al 4-lea an de când organizatorii le fac mici bucurii copiilor din Letea, Caraorman, Mila 23 și Maliuc. Ei merg acum la școală grație campaniei TVR. În 29 mai, televiziunea publică a transmis în direct gala Oamenii Deltei. S-au strâns atunci, în două ore, peste 5.000 de euro. Banii nu sunt însă suficienți pentru a reconstrui școli și dispensare. La gala au fost invitați și copii din Delta, care au fost adoptați la distanță de angajații redacțiilor din Televiziunea Română. Și echipa Jurnalului Cultural vrea să-i ajute pe cei 4 copii din Maliuc și Vulturu. La fel de nevoiașă este și familia Ionelei Perfinov, de 13 ani, din Maliuc. Au numai două camere modeste, pe ponton. Fetița învață bine și vrea să ajungă la oraș. Te gândești la un liceu? Te gândești da. La ceva? La ce? La un liceu. La liceul economic, cred că. Dacă mi iese medie bună și apoi o facultate. Ce ai vrea să faci? Ce meserie de anul acesta ai? Profesor de limba română, într-un fel, așa m-aș gândi. Copiii sărași din Delta vor fi ajutați să-și continue studiile. TVR și Asociația Casiana îi vor susține financiar la internat. Pentru copiii aceștia care termină o clasă și părinții poate n-au posibilitate să-i țină la liceu, trebuie să le fim sprijin. Campania Oamenii Deltei a reușit până acum să renoveze dispensarul din Maliuc, să construiască o sală de sport în Letea și să trimită câțiva copii în tabere la munte și la mare. Și nu se va opri aici. Jurnalul Cultural va ține legătura cu cei mici, adoptați de curând, și va încerca să le îndeplinească dorințele.